Bună dimineața, comandos, și bine ați venit la Papi Kitchen. Ce mai faceți? Haideți la un mic dejun. Știu că nu prea vă place micul dejun, dar nu aveți încotro, pentru că cu mine micul dejun este foarte important pentru sănătate și pentru ceea ce veți face în cursul zilei. De ce? Pentru că imaginați-vă, ați mâncat 6-8 ore în urmă. Nu, și cei care fac sărbătoresc până seara și mănâncă la ora 12. În orice caz, minimul 6 ore ați mâncat înainte, trebuie să băgăm ceva în stomac, să nu lăsăm să ne roadă, știască. Și prin simplu fapt, dacă citim un cuvânt despre mâncare, stomacul deja eliberează acizi grași, pregătește stomacul gândindu-se că poate o să mâncăm acel ceva, sau chiar și să vă gândiți, nu știați, ați aflat acum. Sfat prietenesc. Măi, odată la 2 zile sau la odată la 3 zile, eu mănânc cam așa ceva. Ori de ăștia, s-a terminat, de aceea o să pun și de ăștia, printre altele, dar vorbesc de produs în sine, înțelegeți? Asta este flocon 5 cereale de excelentă calitate. Dacă n-aveți timp să citiți ce scrie aici, trebuie să vă dotați de o aplicație care se numește Yuka și care este în francez, dar cred că acum limbile străine cu traducții, cu toate astea ce avem, este la îndemâna tuturor. Punem, unde este? Pardon. Punem aplicația pe codul ăsta bar. Așa, și ce ne apare? La la! 100% excelentă! Ha, ha, ha. Păi cum să nu mănânc eu de asta dacă ia uitați, verde peste tot. Deci această e aplicație, că le fac reclamă, chiar ea, o să-i sun să vedem dacă... Dar nu, astea sunt firme mari, n-au nevoie să... de oameni care să le facă reclamă. Deci această firmă, de fapt îi cunosc de la început și îi urmăresc și mai discut și cu ei, au copiat tot ce e aici într-o aplicație, că-s deștepți, și dintr-un singur clac îți dă ce are acest produs, ok? Hai să vedem și acest celălalt produs. Avon, știți ce e, ovăză. Deci noi dăm la animale ovăză să se îngrașe și acum am ajuns să-l mâncăm noi. La 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 la, iar 100%! Ha, ha, ha! Păi cum să nu mănânc eu ovăză care dau la animale să îngrașe? Că ați văzut cât să fac caia și vacile și toate, și boie aia să fac de 400-500 de chile. Fără gluten, foarte important. Ok? Ia să vedem și aici. Ia uitați. Totul e în regulă dacă... Ce e mai periculos pentru noi? Zahărul. Ia uitați-l aici. Zahăr, 1,2 grame. Au pus și ei puțin zahăr acolo să fie. E bio. Tot ce vreți și ce nu vreți. Ci că e un pic mai caloric. 360 limita, 364. E bun. Caloric vorbește din prisma faptului dacă nu sunteți sedentari. Ok? Să închidem treaba noastră și să venim la micul nostru dejun în care trebuie să aveți încredere. Neavând zahăr, bineînțeles că pare puțin mai fad, dar sunt unele cereale care au fructe de pădure. Ia uitați aici. Deci de fapt aici zice că înăuntru sunt 5 cereale. Ia să vedem totuși ce cereale sunt înăuntru. Că de-aia v-am adus pe aici și am vorbit despre cereale. Este grâu, ovăz, orz, asta nu mai știu, orez și siegl, nici siegl, secar. Grâu, orz, ovăz, tot ce dădeam la animale și la găinuțele noastre să ne facă ouă. Am fiert puțină apă deja. Stați că trebuie să-l desfac și pe ăsta. Punem ăsta la fiert. După aia mergem și ne facem treaba, ne berberim, ne... fardăm, ne facem tot ce vreți și ce nu vreți. Că nu durează mult până se moaie.
Cred că am pus prea puțin apă, dar să o mai pun încă o dată. Puteți să puneți și lapte, dar nu întotdeauna. Trebuie să facem atenție și la lapte, că laptele e foarte, foarte periculos pentru sănătate. Laptele de vacă mai ales. Laptele de capră este excelent. În principiu, ci că laptele provenit de la un animal mare este foarte bogat în cum se numește, în micro și macronutrienți care sunt destinați să crească un animal mare. Capra e mai mică, are 60-70 de kg, cât suntem noi, deci ar fi mai bun capra, oaia, toate astea ar fi mai bune. Alea de vacă, bivoliță, de cămilă, crește un animal mare, 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 deci nu avem nevoie de atâtea proteine, de atâtea, îmi scapă iar cu cuvântul specific. Ok, a doua tură de apă s-a fiert. Ia uitați, umplem așa, el se încarcă, chiar mai trebuie încă. Așa, dacă vi se pare prea fad, nu aveți decât să adăugați puțină miere, nu zahăr. Miere. Am făcut un haul cu ce am cumpărat. Am luat miere sălbatică, bio, bineînțeles. Ia să vedem ce ne spune aplicația noastră magică. Că e tare bună ea asta, te scoate din... Ula! Aci că nu știe să noteze acest produs, nu știu de ce. Nu-i nimic, avem a doua variantă. Avem a doua aplicație, că totdeauna când există o firmă, există și ăștia adversarii. Că nici ăștia nu merg. O fi vreo firmă fantomă care... Na, pare rău. E o firmă fantomă care nu reușește să scaneze. Mai încerc cu încă una. Normal, aici ar trebui să apară. Nu. Cred că... Nu sunt... Nu merge. Da, îmi pare rău. Nu e repertoriată, cine știe, poate e firma nouă, oricum am luat-o de la un magazin care se numește Saturis, magazin bio, știu ce produse are, chiar am întrebat și dacă vor produse românești, i-a zis că nu e șef acolo, să-l întrebe pe șeful, produse românești bio, ca de exemplu de la Dani și Cori, că ei produc bio. Deci puneți miere dintre asta pe deasupra, o lingură e suficientă și simțiți puțin dulce. Și că mierea nu trebuie topit. Trebuie mâncat așa. Câteodată mâncăm ciocolată cu cacao multă neagră, câteodată miere, înainte de toate, nu uitați și un pahar de apă înainte, și după aceea alternăm aceste ingrediente, ca uvăzul, ca grâu, ca mălaiu, deci alternăm așa, cu mic dejun sărat. Profesorul Henri Joyot, doctor, chirurg, cancerolog, profesor universitar la Montpellier, spune că trebuie să mâncăm mai mult sărat și spune că am uitat ce am vrut să zic, că deja evitat dulcele, să mâncăm zahăr pur și astea, nu. Spunea ceva interesant, am uitat. Asta e. Poate mi-aduc aminte până la sfârșit. Să alternăm, deci să mâncăm și ouă, să mâncăm brânză, să mâncăm mai multe lucruri sărate, ce aveți și voi prin casă, și să combinăm cu un pic dulce. Și tot el zice, deci mâncăm dimineața bine, până la 12 nu mai mâncăm. Și să vedeți ce bine vă simțiți, că întotdeauna când mai mâncăm și la 10, se creează o discrepanță între
tax, nivelul de glicemie care crește, trebuie insulină să-l echilibreze, iar mănânci ceva și tot așa. Corpul nu mai înțelege nimic și obosește. Așa, dacă și-a făcut treaba dimineață, îți dă energia necesară, el se gândește, bineînțeles că dacă mâncăm totdeauna la aceleași ore, el știe că la 12 are ceva ce vine, atunci se gospodărește și îți dă energia pe toată perioada asta care, în care nu mănânci. Ce să mai... Gata! Vă mulțumesc pentru atenție, azi m-am trezit mai devreme și ca să fac acest video, pentru că, după părerea mea, om modest și care vă prezintă lucruri mai trăznite și mai modeste și mai fără teatru și fără astea, zic, hai totuși să vă arăt și ce se mănâncă dimineața. Ok, se mănâncă și unt, se mănâncă și de toate, o să vedeți și alte lucruri. Dar o să insist eu în mic dejun, că am câteva video pe acolo, unii nu prea cred. Bineînțeles că se poate mânca și portocale, bineînțeles că se poate mânca și banane, sau măr, sau chiar și avocado din fructe din... Ia uitați, e sezonul gutuilor. Se poate mânca toate astea, dragii mei, de ce nu? Important este să mai adaugi ceva, să nu lași numai zahăr înăuntru. Astea conține zahăr, toate astea. Dar e zahăr bun. Nu e zahăr de la rafinat. Bun. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare cu un alt mic dejun strălucit. Cât v-am vorbit, ia să vedem cum s-a făcut. Zici că sunt terci? Da? Sunt bun pentru sănătatea oamenilor. Fibră. Magneziu. Magneziu îți dă energia. Magneziu se găsește în ovăz. În toate se găsește magneziu. Și când auzim, are energie copilul meu. Trebuie să știi de ce are energie. I-ai dat lucruri bune sau i-ai dat lucruri rele? Poate are energie falsă. Aceea care i-ai dat, că i-ai dat zahăr sau produse din zahăr să mănânce. Și el de fapt este excitat din cauza acestei stări de dezechilibru între insulină și glicemie. Bineînțeles că e și eliberarea de serotonină, cred că așa se zice în românește, și credem că are energie, dar adevărata energie este aia care te face să fii lucid. Dacă ai o probă sportivă, te ajută să dai maximum. Wow! Excelentă! Nu mai ai nevoie să pun nimic. Perfectus! Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, alternați micul dejun. Nu prea mult zahăr dacă mâncați. Și aici se găsește glucide, să știți. Tot ceea ce mâncăm se transformă în energie. Deci nu are rost să mâncăm zahăr ca să crească taxa de tot nivelul de glicemie. Își trage zahăr de aici. Ciao, ciao. Pe data viitoare, au revoir.